2 Împărați, capitolul 20, începând cu versetul 1, pagina în Biblie, 413. Nici la armată nu ești blindat așa cum ești blindat eu acum, bun, mulțumesc. În vremea aceea, Ezechia a fost bolnav pe moarte. Prorocul Isaia, fiul lui Amoz, a venit la el și a zis, așa vorbește Domnul, Rânduiește ce ai de rânduit casei tale, căci vei muri și nu vei mai trăi. Ezechia s-a întors cu fața la perete și a făcut Domnului următoarea rugăciune. Doamne, adu-ți aminte că am umblat înaintea feței tale cu credincioșie și curăție de inimă și am făcut ce este bine înaintea Ta. Și Ezechia a vărsat multe lacrimi. Isaia, care ieșise, n-ajunsese încă în curtea din mijloc, când cuvântul Domnului i-a vorbit astfel, Întoarce-te! și spune lui Ezechia, căpetenia poporului meu, așa vorbește Domnul Dumnezeul tatălui tău David, ți-am auzit rugăciunea și ți-am văzut lacrimile, iată că te voi face sănătos. A treia zi te vei sui la casa Domnului, voi mai adăuga 15 ani la zilele tale, te voi izbăvi pe tine și cetatea aceasta din mâna împăratului Asiriei și voi ocroti cetatea aceasta din pricina mea și din pricina robului meu David. Isaia a zis, luați o turtă de smochine, au luat-o și au pus-o pe umflătură și Ezechia s-a vindecat. Ezechia zisese lui Isaia, după ce semn voi cunoaște că mă, voi vindeca, mă va vindeca Domnul și că mă voi suia a treia zi la casa Domnului? Și Isaia a zis, iată din partea Domnului semnul, după care vei cunoaște că Domnul va împlini cuvântul pe care l-a rostit. Cum vrei? Să treacă umbra peste zece trepte înainte sau să dea înapoi cu zece trepte? Ezechia a răspuns, nu este mare lucru ca umbra să treacă înainte peste zece trepte, ci mai bine să dea înapoi cu zece trepte. Atunci Isaia, prorocul, s-a rugat Domnului și Domnul a dat cu zece trepte înapoi umbra din locul în care se coborâse pe cadranul soarelui lui Ahaz. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Acum, dacă ar trebui să ne întrebe Domnul pe noi, cum vreți să treacă umbra, înainte sau înapoi? Ce ai zice? Să putem dormi la noapte mai fără coare. Că 38 de grade. Am ajuns la ora am ajuns la ora uh, 7 să fie 38 de grade afară, nu? Toți predicatorii când ajung în biserici spun, vă mulțumim de căldura cu care ne-ați primit. Nu? Să vină la Elima și să vadă cu ce căldură îi primim și pe interior și pe exterior. În, în după masa aceasta, de obicei zic și dimineața tău după masa, dar acum am zis dimineața, cred că e de, la, e de la căldură. În seara aceasta ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu și așa cum ați văzut titlul mesajului din seara aceasta, este cuvinte care mișcă cerul. Ne, ne ocupăm în seara asta de pasajul acesta care l-am citit de un om al lui Dumnezeu care, pe care Dumnezeu îl ridică din tinerețea lui. Deși să știți că Ezechia nu a venit dintr-o familie care a fost uh, grozavă înaintea lui Dumnezeu. Îl ia Dumnezeu pe Ezechia la 25 de ani și îl pune împărat. Acum vă întreb, ce șanse poți să-i dai la unul de 25 de ani? Eu vă zic ce șanse aveam eu la 25 de ani. Câți aveți 25 băieți, nu fetele, că pe doamne și pe domnișoare nu le întreb niciodată vârsta. Câți băieți aveți aici 25 de ani, mâna sus? Uite, sunt băieți de 25 de ani, sunt și de tine. Poate o să zici, ce faci la biserică? Eu nu fac nimic, eu ce să fac? N-am n-am intrare, nu am voce, nu am chemare, n-am... Dumnezeu își ațintește privirea spre un tânăr fără experiență, la 25 de ani. Eu acum, am mai spus de multe ori în biserici lucrul ăsta, dacă ar fi să alegi un primar de 45 de ani sau pe unul de 25, pe care le -ai alege? Pe ăla de 45, pe ăla de 50. Nu i-ai dat șanse mari la unul de 25 de ani. Zici, bă, ăsta dacă are boala jocurilor de noroc, papă banii primăriei la păcănele, nu? Dacă e bețevan, iar dă petreceri, numai zile onomastice o să fie în, primărie, primărie. Nu dai șanse la oameni care sunt destul de tineri, nu? Zici, domne, ca la tine la firmă când te-ai angajat. Primul lucru să a uitat pe cv și o zis, bun, ai gătat facultatea, da. Ce experiență ai! Păi dacă ai gătat facultatea, ce experiență? Deci asta e cea mai absurdă întrebare. Mergi la 21, te întreabă, ai experiență. Păi, dar ce experiență să poți avea la 21 de ani? La 22 de ani! Și ce zice patronul? Noi căutăm cu experiență. Nu ia iurea. Nu te uiți și zici, dar eu asta vreau, de aia vreau să mă angajez. Să fac experiență, după aia vreau să câștig bani. Dar întâi să fac experiență, nu? Și oamenii se uită și zice, bă, e prea tânăr. Îi prea repede să-l pui într-o funcție așa de mare. Ei prea repede să-l ridici. Știți ce e interesant? CV-ul lui nu arăta bine. Trecutul familiei lui nu arăta. Au avut un tată, deși pus împărat de Dumnezeu, o ajuns, o lucrat contra lui Dumnezeu. O fost tată sau a fost unul dintre cei mai dezastroși împărați care au existat. O, fost cu totul cu spatele la Dumnezeu. Și Dumnezeu se uită spre Ezechia. Ezechia nici prieteni mulți nu a avut. Să-l zică, cum o zis unul la candidatură la primărie, am intrat să votez când s-au votat, acum trei ani sau când s-au votat și era un candidat, nu mai avea voie în ziua alegerilor să ăsta, dar mă saluta și îmi făcea așa. Știi? Nu a avut prieteni lângă el să zic să nu mă uitați, eu și eu vreau să fiu. Nu a avut pe nimeni. Dar Dumnezeu, la un moment dat, își ațintește privirile spre Ezechia. Cu o familie cu semnul întrebării. Experiență ioc. Tânăr, tânăr, ce să faci cu asta? Și uite că Dumnezeu îl ia pe Ezechia și spune, vreau să mă folosesc de tine. Îl ia Dumnezeu și îl pune la Ierusalim. Omul acesta domnește la Ierusalim 29 de ani, până la vârsta de 54 de ani. La 54 de ani moare. O trăi mult sau puțin? Poate tai că tu are 54 de ani, 52, nu? 55. Și te uiți la tata și zici, băi, îi tânăr tata, cum? 54 de ani, e tânăr și într-adevăr, 54 de ani nu sunt ani mulți, sunt ani puțini. Dar știți ce s-a întâmplat? Cu 15 ani înainte, la 39 de ani, Dumnezeu îi trimite un mesaj, un sms -ul. Dumnezeu îi trimite, nu pe WhatsApp, că nu a avut WhatsApp, uh, Isaia, uh, Ezechia, dar îl trimite WhatsApp-ul Dumnezeu, a fost Isaia și te, îi spune, te duci la împărat și îi spui ceva din partea mea. Acum vine Isaia. Omul acesta a fost marele evanghelist a Vechiului Testament, marele proroc al Vechiului Testament. Se duce în casa împăratului și îl anunță, zice, am o veste din partea lui Dumnezeu. Și vestea care i-o dă Isaia lui Ezechia îl șochează. Pentru că, să știți, la vârsta de 39 de ani, eu am 40, mulți înainte, mulțumesc. Și eu vă doresc la fel. La 40 de ani, te aștept să primești numai vești bune. Cât s-a aprobat cererea, cât s-a aprobat contractul, că ori intra fondurile europene, că ori... asta e vârsta de 40 de ani. Să știți, la 40 de ani, de-aia vă spun, hotărâți-vă unde vă angajați, rămâneți acolo. De la 40 de ani, e, e dovedit sociologic că nu mai schimbi locul de muncă. Unde te o prins 40, de la ăla ești la pensie numai dacă se închide firma. La 40 de ani nu vrei mari schimbări în viață. Deja s-o așeza viața, familia, copiii, deja ai direcția ta, nu te aștepți la vești din ăstea care să îți complice viața. Ăsta avea 39 de ani. Acum nu vă pun să ridicați mâna sus, dar sunt și băieți, băiețași de 39 de ani, da? Care s-a cu noi la tinere? Domnul să vă binecuvinteze și pe voi. Te aștepți? La ce vești te aștepți în perioada asta? Numai bine. Domne, dacă ai putea să primești o mărire, să. nu știu, să-ți spună da, ai tot întrebat-o și încă o zis că se gândește, aștepți numai vești bune. Vârsta de 39 de ani, în jurul 40, e vârsta când te-ai așezat. Și nu vrei să primești vești care să te supere, care să te scoată din ciclul tău zilnic. Și uite că Dumnezeu își permite, după ce îl ridică sus pe Ezechia, să-i trimit o veste care nu ne-o dorim niciunul dintre noi să o primim. Cea mai teribilă veste care o poți auzi în viața aceasta. Mai bine ai vrea să pleci din lumea asta fără să auzi vestea asta. Să... Îți dai seama cât e durerea de mare. E ca și cum te-ar pune Dumnezeu să-ți complectezi certificatul de deces. Să spună, uite, că nimeni nu-și completează nici certificatul de naștere, nu și-l completează niciunul și nu-și completează nici certificatul de deces, da? Cine ar vrea să-și completeze certificatul de deces? Nu? Să scrii datele și acolo ultimul lucru care l-ai lăsat, ai lăsat data plecării. Și vine Domnul și îi spune Isaia, prin Isaia, îl trimite și spune în primul verset, rânduiește ce ai de rânduit casei tale, căci vei muri și nu vei mai trăi. Vine vestea aceasta. El se aștepta poate la o veste care să-i să producă bucurie, să-l să, -l, să -l ridice cumva moral, psihic. Și vine Dumnezeu la împăratul acesta, care a fost unul dintre cei mai buni împărați. După David, Ezechia a fost cel mai bun împărat. Să știți, a fost acolo lângă, lângă David, acolo umăr în număr cu, cu, împăratul David. Așa de bun a fost împăratul Ezechia. Și totuși, la 39 de ani, zice Dumnezeu, gata, s-a gătat Merge, nu mai, nu mai stai. Și stai seama că e o veste pe care nu o aștepți. Se spune, cu tânărul nu vorbi niciodată despre boală și cu bogatul nu vorbi niciodată despre moarte. ăstea sunt lucruri care zice, cu tânărul spune orice, dar nu-i spune de boală. Tânărul nu-i curios sau de ce tinerii merg greu în spitale? Că nu se bine. Și atunci nici nu vizitezi pe altul care e bolnav din pricina că tu te simți bine. Și asta a rămas o vorbă, cu tânărul nu vorbi de boală și cu bogatul nu vorbi de moarte. Când merg la înmormântări, nu aci în oraș, în alte părți, și prim, când văd așa, vezi cam cum e nivelul înmormântării după mașinile parcate acolo în, în gura cimitirului. Și când vezi numai, nu vă mai zic de care... Atunci încep predica așa, vreau în această zi să vă vorbesc despre moarte. Vezi imediat o trupă de băieți sau bărbați, cum se încolonează unul în spatele celuilalt, iasă și stă după colț, după gard. Ăia știi că oamenii bogați, ăia n-au nevoie, nu vor să audă, domne, de moarte, nu vor să audă de boală, de suferință. Ei vor veni la mormântare, dar să nu le vorbești de moarte. Dar uite ce face Dumnezeu cu, cu Ezechia. Ăsta era și tânăr și era și bogat. Și atunci, dacă s-o potrivit că l-au avut pe amândouă și tinerețea și bogăția, Dumnezeu i-a vorbit și de boală, l-a făcut să fie bolnav și la un moment dat îi trimite Dumnezeu mesajul morții. Știu că nu-ți place să vorbești de boală. Știu că nu se... Și în seara asta nu o să vorbim mult de boală. Că vrem să vorbim de Ezechia din prisma cum o întors planul lui Dumnezeu. Că ăsta la un moment dat, când aude vestea aceasta, își dă seama că e o luptă între el și Dumnezeu. Până la un moment dat, el o lupta pentru popor. Când o primit scrisoarea de la Sanherib, când a fost amenințat, o mers în templu Domnului și o zis, Doamne, poporul e a tău, eu sunt a tău, sunt timid, sunt fricos, nu știu ce să fac, nu știu cum să zic, s-o aruncat pe burtă înaintea lui Dumnezeu. Pentru popor, pentru, pentru tot poporul, ca poporului să-i fie bine. Dar vine Dumnezeu și îi trimite o veste care, la care Ezechia realizează că era o luptă corp la corp între el și Dumnezeu, pentru că din boală nu te poate scoate nimeni boala e locul unde Dumnezeu te aduce la o luptă personală ăsta își dă seama că mesajul e din partea lui Dumnezeu nu a început să zică, auzi, dar tu de unde ai venit, de la ce biserică ești din ce județ ești, N ai numărul păstorului, nu Ezechia a fost omul care o înțeles că mesajul devenea din partea lui Dumnezeu era suferind de o boală unii teologi vorbesc și spun că ar fi fost cancer eu am văzut oameni care au fost bolnavi de cancer și aveau anumite umflături. Exact de ce se vorbește de. Nu știm exact, ne dăm și noi cu părerea. Luați-o așa, facultativ, nu luați 100%. S-ar spărea că ar fi fost cancer. Omul acesta bolnav își dă seama că e o luptă corp la corp cu Dumnezeu. Și știți ce e interesant? Era o sentință fără recurs. Nu i-a zis Dumnezeu cum ți-o descoperi și ție și mie de multe ori. Dacă te pocăiești, dacă te întorci cu toată inima, că ăsta era întors, ăsta era cu toată inima pentru Dumnezeu. Nu a avut recurs să-i spună Dumnezeu dacă faci așa, că ar fi făcut, cum ai făcut și tu, cum am făcut și eu de multe ori, când mi-a vorbit Dumnezeu. Domnul îi trimite un mesaj fără să îi dea dreptul la recurs. Îi spune, pregătește-te, rânduiește, Că a venit vremea să mor. La 39 de ani. La 39 de ani. Își dă seama, Ezechia care are nevoie de o soluție urgentă. Când vine hotărârea, fără drept de apel, și-o dă da seama, care are nevoie să intervină înaintea lui Dumnezeu cu ceva ce să-l schimbe pe Dumnezeu. O trebuie să recurgă la ceva ce să poată să schimbe sentința lui Dumnezeu. Deși Dumnezeu a zice, nu mai. Gata. s a gătat, El o știut trebuie să intru urgent înaintea lui Dumnezeu cu ceva care să întoarcă hotărârea lui Dumnezeu. Și uitați-vă de ce se folosește el. El se întoarce cu fața la perete și se folosește de ceea ce a făcut. Știți că noi atunci când Dumnezeu ne spune ceva de genul acesta, te voi trece printr-o încercare, o să treci printr-o suferință, sau te apropii de pragul plecării din lumea asta, noi știți la ce recurgem? Ezechia o recurs la ceea ce o făcut. Noi recurgem la ce? N-am făcut. Și spunem așa, Doamne, iartă-mă că n-am făcut. Iartă-mă că n-am mers la tineret. Iartă-mă, Doamne, că puteam să merg mai mult. Puteam, Doamne, să mă implic, puteam să merg la corul de tineri, puteam. Noi recurgem, ăsta e stilul nostru, să recurgem la. Ne, ne prăbușim la pământ, luăm zile de post, să ne ierte Dumnezeu de ce n-am făcut. Dar uitați-vă că ăsta nu se milogește. Nu se milogește să, să zică, Doamne, cred că am găsit 50 de bani în buzunar și i-am băg... pe jos în 700 și am băgat în buzunar. Că mă... sunt unii care te pun la mărturisiri. Să-ți amintești ce nu-ți poți aminti. Ceea ce nu mai știu, ăsta nu a făcut așa ceva. Să zic că oare ce trebuie să mai mi-amintesc? Ce am făcut și nu mai mi-aduc aminte? Nu, nu-ți mai aduce aminte, nu-ți mai aduce aminte, e gata. Dar uitați-vă că ăsta nu vine să se plece la pământ și să se milogească de ceea ce n-au făcut. Iartă-mă, Doamne, că nu m-am rugat cât o trebuit. S-am promis la începutul anului că citesc Biblia, n-am citit-o. S-am promis, Doamne, că postez, n-am postit. S-am promis că mă rog, nu m-am rugat. Nu spune așa. Se duce înaintea lui Dumnezeu, deși se duce plângând, se duce zdrobit și atacă cerul cu ceea ce au făcut. Știți ce îi spune? Aduți aminte că am umblat. Nu au zis, iartă-mă că n-am umblat. Iartă-mă că nu m-am dus marța la rugăciune. Iartă-mă că nu Nu, o zis, adu-ți aminte că am umblat. Am umblat cu credincioșie înaintea ta. Adu-ți aminte de mine că am fost cu curăție de inimă și am făcut ce este bine. El nu a zis, iartă-mă că n-am făcut ce-i bine. Doamne, iartă-mi gând. Nu, uitați-vă ce schimbă și o să vorbim imediat. Cu ce-o schimbat el hotărârea lui Dumnezeu? Când Dumnezeu a fost ferm că vei muri, el apelează la Dumnezeu într-un verset. Uitați-vă cât e de interesant. Cu un verset îl întoarce pe Isaia din curte. Mă, cât să fi fost palatul de mare. Să fi fost până, de aceea până în seminarul biblic. Să zici, poate mai mare. Dar cât o dura plânsul ăsta? Zice, și-a vărsat multe lacrimi. Bă, dacă ai fi zis că l-o trimis după o lună pe Isaia înapoi. Dar zice că nu au ajuns bine în curtea palatului, că Domnul trimite înapoi pe Isaia și îi spune, du-te și îi spune că m-am schimbat. I-am auzit rugăciunea. O reușit să mă schimbe. O reușit să-mi schimbe hotărârea. Și îl trimite Dumnezeu înapoi. Într-un singur verset. Știți ce face? Schimbă hotărârea lui Dumnezeu. Într-o rugăciune simplă. Într-o rugăciune, dar el nu s-a milogit și nu a avut nimic de regretat ce nu a făcut. Ci el a fost omul care i-a arătat lui Dumnezeu. Aduți aminte, perfect nu am fost, dar am umblat înaintea feței tale cu credincioșie. Adu-ți aminte de mine ce am făcut. De aceea, tineri dragi, știți ce trebuie să facem? Atâta cât este zis, spunea Domnul Iisus, lucrez lucrările celui ce m-a trimis. Pentru că vine noaptea când nimeni nu mai poate lucra. Vine noaptea când mă te uiți în spate. Știți, ceea ce facem la tinerețe, îi albumul de poze, îi cardul de pe care consumăm la bătrâneți. Și zici, ce bucurii! Uitați-vă la bătrânii noștri! Știți ce spun? Ce bucurie aveam când mergeam cu trenul de la Timișoara la nu știu unde, la Alba Iulia, mergeam la adunare, plecai, nu aveai telefon mobil, știa nevastă ta numai când pleci de acasă, dar nu mai știa când vii acasă. Mai pierdeau trenul, mai îi prindea poliția pe la predici, pe la... Nu? Și ei da până din urmă ceea ce or strâns. Dacă o să ne întrebe pe noi, copiii noștri, nepoții noștri, bunule, voi ce ați făcut la tinerețe? Ce am făcut noi? Nu știu ce jocuri s pe telefon, că vi le-aș zice, nu? Pokémon sau abar n-am ce, ce jocuri, zic și eu așa la ăsta. Tu ce ai făcut? Tu ce ai făcut pentru Dumnezeu? Tu ce ai făcut pentru că imediat o să vedem că fiecare dintre noi avem examene de dat în viață înaintea lui Dumnezeu. Avem examene care ne duce Dumnezeu la perete, la colți, că nu poți mișca în momentul acela. Cu ce intervii înaintea lui Dumnezeu? Că nu au zis Ezechia, stai că se roagă maică mea, că mamă să era cum era, tată să era la fel, mai rău cum era. El nu a intervenit, era o luptă între el, între el și Dumnezeu. Aduceți-vă aminte, pentru că știu că e febra asta și Sami la final o să ne dea câteva informații despre tabără, că se apropie. Aduceți-vă aminte și de la 1 mai și din, tabera, din taberele trecute, jocurile care le jucam acolo. Eu n-am jucat fotbal niciodată, că nu-s bun la fotbal și decât să iau ăștia bătaie din cauza mea, sau eu din cauza mea să iau bătaie de la coechipieri, mai bine nu mă bag, că nu, nu mă joc. Nu știu să joc fotbal. Dar am jucat și eu, m-ați văzut că am jucat și eu, și cu slujitorii, și cu voi, am jucat volei. Nici la volei n-am fost bun. Că nu reușeam să dau peste fileu, decât când avea burtă, în jos. Știți că mai. de la. mai trăgeau unii de ăsta, atunci reușeam și eu să arunc mingea peste gard. De peste gard, da, peste gard de cele mai multe ori. Peste fileu. Dar știți ce făceam? Am văzut, mă nu reușesc să, să o arunc peste fileu. Dar la un moment dat am zis, eu nu-s bun să arunc peste, peste fileu. Dar mă puneam, când îmi venea rândul să stau acolo lângă fileu, o pregăteam pentru altul mai înalt. Și o aruncam acolo la fileu și venea Darius, da? el e mai înalt, venea și o dădea peste fileu. Știți ce face Dumnezeu cu Ezechia? Ce face cu fiecare dintre noi? Avem momente în viață când Dumnezeu ne ridică mingea la fileu să vadă ce facem cu ea. Să vadă punctăm sau nu punctăm. Venea ăla înalt și ăla înalt știa ce trebuie să facă. Știa cum trebuie să o prinde. Ezechia a fost unul din ăla înalt, care atunci când o simțit mingea la, fileu, când o simțit mingea că poate înscrie cu ea, nu a ezitat, că a știut că e o minge care o trimis-o Dumnezeu în terenul lui. Eu ridicat-o exact la fileu și știți ce face? Punctează exact unde trebuie punctat. Este omul care știe ce are de făcut prin boala aceasta. Dumnezeu îi ridică mingea la fileul lui Ezechia. Și ar vrea să ne uităm, să vedem ce cuvinte au folosit de-o mișcat cerul lui Dumnezeu. Oamenii Bibliei să știți, au fost oameni și au fost și în generația noastră și o să vorbim la final. Sunt oameni care au știut să miște cerul lui Dumnezeu. Nu numai Ezechia, nu numai Avram, nu numai Moise. Moise de atâtea ori au mișcat cerul lui Dumnezeu. Dar și în generația noastră sunt oameni care știu să miște cerul lui Dumnezeu prin rugăciunile, care le, prin, prin, lucrurile care le spun înaintea lui Dumnezeu. Primul lucru, știți cu ce au mișcat Ezechia cerul lui Dumnezeu? Cu credincioșia. Auziți ce spune cuvântul Domnului, versetul 3. Ezechia se duce înaintea Domnului și spune așa, Doamne, adu-ți aminte că am umblat înaintea feței tale cu credincioșie. Să știți că nu era suficient dacă spunea, adu aminte că am umblat înaintea ta, Doamne. nu e suficient. Toți de pe suprafața pământului umblă înaintea lui Dumnezeu. Toți sunt văzuți de Dumnezeu. Dar știți cine mișcă cerul lui Dumnezeu. Cei care umblă cu, cu credincioșie înaintea lui Dumnezeu. Ezechia este omul care se uită spre Dumnezeu și îi spune, Doamne, am umblat cu credincioșie. Vă întreb, azi m-a -o măcinat o cântare, aseară Alin Bob mi-a trezit așa sentiment în mine și știu că și în Alin și în mai mulți de aceea, ați fost corul de tineri o cântată aseară, da? Ați auzit ce s-au spus de cântările care, care au fost și poate că e bună mai cercetat caietul de cântări. Îi o cântare, te rog afișează, îi o cântare care știu că o cântați de multe ori. Ați auzit cântarea Tu ești credincios. Despre cine vorbește? Despre noi sau despre Dumnezeu? Pune prima strofă la cântarea aceasta, Tu ești credincios. Să vedeți, azi am căutat-o pe net, că eu știam numai primul vers, Tu ești credincios, dar restul nu le-am mai știut și am... Eu nu vă până acolo, mă, am 40 de ani, mărește un pic. Tu ești cre... așa, mulțumesc. Tu ești credincios. De cine vorbește autorul cântării? Tot ce faci tu ești desăvârșit. De ce începi, duci la bun sfârșit. Vorbește autorul de cine? De Dumnezeu. Dar nu-i nevoie să-i spunem noi lui Dumnezeu cât e el de credincios. Că dacă Ezechia venea cu cântarea asta și îi spunea, Doamne, Tu ești credincios, Doamne, Tu ești credincios, Tu tot ce începi, duci du du la bun sfârșit. Îl asculta Dumnezeu. Nu! Pentru că Dumnezeu nu-i curios cât e El de El știe cât e El de credincios. Dar Dumnezeu e curios decât suntem noi de credincioși. Zice, tot ce încep duci la bun sfârșit. Dar întrebarea îi, Dumnezeu întreabă pe tine și pe mine. Dar tu ce începi? Duci la bun sfârșit. Noi tot, Doamne, Tu ești credincios. Tu ești cred, El știe cât e de credincios. Dar Ezechia nu mișcă, de aia noi avem cântări din astea, fantomă. Unele cântări, să mă iertați, uite, nu pică netul în sara asta, cum o pica săptămâna trecută. Îs unele cântări, să mă iertați, fantomă. De ce? Pentru că sunt cântate de oameni care nu sunt legături, legătură, sunt compuse de oameni care nu sunt legătură cu Dumnezeu. Dumnezeu e curios de noi cât suntem de credincioși. La vremea de necaz, la vremea când ajungi să fii pus la colț, să stai tu cu Dumnezeu. Dumnezeu se uită nu cât e el de credincios, ci cât ești tu de credincios, cât suntem noi de credincioși. De aceea ar vrea să înțelegem în seara aceasta. Ezechia a fost omul care i-a zis, Doamne, adu-ți aminte de mine, că am umblat credincios înaintea ta. Dacă îmi doresc generația noastră, care veniți la tineret și nu numai, generația bisericii din vremea de astăzi, să fie o generație credincioasă lui Dumnezeu. Pentru că știți ceva, părinții voștri au fost credincioși lui Dumnezeu. 90% din, din noi care suntem aici venim din familii de, de uh, familii credincioase. 90% din părinții noștri au fost credincioși lui Dumnezeu. Știți ce spune Dumnezeu despre Patriarhul și prietenul lui Dumnezeu, omul credinței, Avram? Știți ce spune în Geneza 18 cu versetul 19? E un verset extraordinar. Zice Dumnezeu, eu îl cunosc pe Avram și știu că el are să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine. Știi ce zice Dumnezeu? Știu că o să le poruncească să fie credincioși. Dacă îl mișcă ceva pe Dumnezeu în vremea aceasta, îl mișcă credincioșia omului care umblă cu Dumnezeu. Nu contează cât e boala de mare, nu contează cât e familia de dezbinată, nu contează că părinții sunt ceartă, nu contează Dumnezeu se uită spre tine. Ezechia nu a avut scuza să zică, Doamne, știi că tai meu a fost un prăpădit, ăsta bea de rupia, ăsta venea acasă mor de bea. Nu, el nu a venit cu scuze. O zis, tata cu treaba lui, mama e cu treaba ei, frații mei cu treaba, sunt cu treaba lor. O zis, aduți aminte de mine. În seara asta, la final, ce o să-i spui Domnului? Ce o să pot să-i spui Domnului în vremea aceasta? Doamne, adu-ți aminte de mine. Ce să-și aduc aminte de tine? Ce? Că nu m-ai scuzat? Că nu m-ai băgat de vină? Știți că Dumnezeu ne testează credincioșia? Dumnezeu aduce vremuri în viața noastră când ne testează credincioșia. Anumite situații, și vă rog, fiți foarte atenți în viață în slujire, în viața de zi cu zi. Fiți foarte atenți că Dumnezeu ne testează credincioșia. Și Dumnezeu are întotdeauna are trei teste pe care le face în viața noastră ca să ne testeze credincioșia. A, și fii atent la trei repere care le lasă Dumnezeu în viața noastră. Și fii atent, ălea examen, sunt mult mai multe, dar acestea sunt mari în viața noastră când Dumnezeu ne testează credincioșia. Primul test, știți care îi? Îi atunci când nu-ți convine anumite lucruri. Sunt teste prin care, în, în momentul când nu-ți convine, nu-ți convine cântarea, nu-ți convine uh, ora, nu-ți convine, ăla ai un test în care trebuie să deuvedești credincioșie față de Dumnezeu. Pentru că mulți se bazează și își duc relația cu Dumnezeu pe sintagma îmi convine, nu-mi convine. Nu vin, de ce nu-mi convine? Nu-mi convine. Nu mi convine nu, nu mai convine. Și dacă nu-ți convine, nu-ți convine, nu? -ți convine, nu? Și n-ai ce să faci, că nu-ți convine. E foarte greu de convins omul care nu-i convine. Și el are motive să-ți spună de ce nu-i convine. Și în momentul când se întâmplă lucruri care nu-ți convin, ai grijă că în momentele acelea dai teste înaintea lui Dumnezeu pentru credincioșie. Ai, dai teste înaintea lui Dumnezeu. Sunt lucruri care le vedem în fața noastră care nu ne convin. Și Dumnezeu prin lucrurile din fața noastră ne testează. Sunt lucruri care le avem în spatele nostru, care nu ne convin. Și le vedem și în față, le vedem și în spate. Prin lucrurile acelea Dumnezeu ne testează. Vă aduceți aminte de Moise în Exod 14 cu 14, un verset foarte cunoscut. Spune cuvântul Domnului că Domnul i o scos din, din Egipt să-i să treacă prin Marea Roșie, să-i ducă în, în țara Canaanului. Și spune cuvântul Domnului că la un moment dat ajung față în față cu Marea Roșie. În față era Marea Roșie și din spate venea Faraon, venea Faraon cu carele lui, venea o, o, o armată imensă să-i să aducă înapoi, să nu-i lase să, nu să treacă Marea Roșie. Și în momentul acela erau lucruri, se întâmplau în poporul Israel lucruri care nu le convenia nu puteau merge în față, că erau blocați de mare, nu puteau da înapoi pentru că era faraon în spatele lor. Erau lucruri care îi indispuneau, erau lucruri care îi, îi teroriza sufletește. În momentul acela erau teste, era un test din partea lui Dumnezeu pentru poporul lui Israel. Numai ce au ieșit din Egipt. Și auziți ce spune în versetul acesta. Zice cuvântul Domnului, Domnul se va lupta pentru voi, dar voi să stați liniștiți. Când nu-ți convine, Dumnezeu are soluție când nu-ți Dar spune lui Dumnezeu, nu-mi convine. Îi Marea Roșie în față, îi Faraon în spate. Îți teroriza și din față și din spate. Nu știu ce să fac. Știi ce zice Dumnezeu? Stai liniștit. Stai liniștit că Domnul va lupta pentru tine. Sunt momente care nu le înțelegem. Sunt momente care ne tulbură și în interior, ne tulbură și în exterior. Nu-ți mai poți învăța lecția, nu-ți mai poți uh, uh, duce serviciul la, la bun sfârșit în ziua respectivă. Îți lucruri care te tulbură, dar tu caută să te liniștești, pentru că e cineva care te testează și e acolo lângă tine. Și ăsta e Dumnezeu. Caută-ți liniștea în momentele de tulburare. Doi, Dumnezeu ne testează printr-un alt lucru. Știți prin ce? Prin atunci când simți că ești părăsit. Prin părăsirea oamenilor care au fost prietenii tăi, oameni care au fost cu tine la facultate, oameni care te-au ajutat să înveți lecția ți dictat-o, ți au băgat -o în cap cu pâlnia, cu polonicul, cu... Ți -o... Ți -o... te au pus cu burta pe, cal... pe carte, da? În momente prin oamenii aceștia, Dumnezeu să te testeze. Îi vor face să dea dosul de tine, îi vor face să se întoarcă cu spatele la tine, dar să știi ceva, sunt momente prin care Dumnezeu te testează. Prin mo momentele acestea, pe fiecare dintre noi, Dumnezeu este Cel care ne testează. Și Pavel, toți oamenii lui Dumnezeu au avut momente când oamenii au părăsit. Știți de ce? Că Dumnezeu mai face curat în jurul nostru. Dumnezeu nu mai face aer, nu? Și așa e cald afară, nu? Ești asaltat de toată lumea. Nu? Dumnezeu îi face la un moment dat să nu le convină că ești nu știu cum, că te-ai uitat nu știu cum, că nu ai salutat, dar nici n-ai observat, nu? Sau mai știu eu ce zice pe la până la corul de tine, nu? Dar să știi, în momentul acela, dacă cineva îți întoarce spatele, îi cineva care te testează și nu îți întoarce spatele. Apostolul Pavel îi scrie lui Timotei din Temnița Romei, în 2 Timotei 4 cu 16, se uită Apostolul Pavel pe scrisoare și îi scrie ceva lui Timotei. După ce îi spune că îl așteaptă cu una, îi spune Timoteie, la întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine, ci toți m-au părăsit. Și nu zice, îi bate Dumnezeu, că eu sunt Pavel. Îi bate Dumnezeu, îi pune la punct. Nu! Pavele, Dumnezeu te testează ca să vezi că trebuie să scrii versetul 17. Următorul verset, Pavel vine și spune, n-am fost singur. Am fost numai testat să văd că oamenii mă părăsesc. Dar e cineva care nu mă părăsește. Zice, însă Domnul a stat lângă mine și m-a întărit. Păi vrei mai mare, prieten? Vrei mai mare bucurie? decât să știi că Domnul rămâne lângă tine. Oamenii vin și pleacă, să mută dintr-o țară în alta, dintr-un oraș în altul, dintr-o biserică în alta. Dar e cineva care rămâne constant cu tine în singurătate, cu tine în biserică, cu tine acolo la locul tău de muncă, e cineva care scunoaște lacrima de pe perete, că Isaia nu știut că Ezechia o plâns. Dar o știu Dumnezeu, că Ezechia au versat multe lacrimi. Dumnezeu îți cunoaște durerea ta. Dumnezeu îți cunoaște suferința ta. Slăvit să fie numele Domnului. Și îți spun ceva, Dumnezeu ne mai testează cu ceva. Dumnezeu ne cunoaște credincioșia nascuns. Dumnezeu se uită în ascuns să ne testeze. Că sunt unii care zic, Domnul, asta e de moarte. Nu mă tem, frate, de moarte. Asta e să vină. Dar nu au zis ăsta să vină. Nu au zis, au zis, mai vreau să trăiesc, mai vreau, sunt tânăr, 39, mai vreau să trăiesc. Sunt unii care zici că pică frunza din tei, știi? Așa, cum îi frate, A, mă duc, citostatice, așa, zici că mere la, în Grecia, știi? Așa, pe căldură. Nu, ezechia și-o dovedi credincioșia când nu au văzut nimeni o știut să verse lacrimi, o știut să se roage înaintea lui Dumnezeu. Oamenii care au dovedit că ori atins cerul cu cuvântul, ori fost oamenii care și-au dovedit credincioșia în ascuns. Și în seara asta nu ne băgăm în domeniul ăsta de ascuns, ci vreau numai să uh, uh, amintesc ceva. Pentru că ați auzit cele mai multe predici de ale noastre, de viața ascunsă, de lucrurile ascunse. Dar Dumnezeu se uită să vadă care e viața noastră când nu ne vede nimeni. Iosif a fost de stat în ascuns. Daniel s-a uitat Dumnezeu când era în ascuns. Când se feriau, toți se feriau de împărat să se mai roage din pricina legii care s-au dat, Daniel și-a dovedit în ascuns credincioșia. El nu a zis, Doamne, nu mă mai pot ruga de trei ori pe zi, pentru că acum ăștia noi suntem în pandemie, sau cum o fost, da? Am fost în, în, cu COVID-ul, nu putem deschide că dacă mă rog tare, îmi iasă vapor din gură și ia, ia, atinge pe de la parter. Nu! Ăsta cum făcea când nu era dată legea, așa o făcut și nascuns când legea era dată. Aceeași credincioșie și-o dovedit-o și în fața oamenilor și a doua, aceeași credincioșie și-o dovedit-o și nascuns. Păi te miri că Dumnezeu ascultă rugăciunea la așa oameni care își dovedesc credincioșia. Eu cred și știu că aceia ne limb, cunosc tineri, aș putea să-i ridic în seara asta în picioare. Dar nu fac lucrul ăsta. Sunt tineri aceia care postez se roagă și trăiesc cu Dumnezeu. Sunt aici tineri și tinere care duc o viață curată, sfântă înaintea lui Dumnezeu. Sunt tineri pe care Dumnezeu îi ascultă. Tineri și tinere care își păstrează viața curată. De aceea să știți, Dumnezeu a fost cel care l-a testat pe Ezechia în singurătate. El nu a zis, cum zic doctorii, domne, ia la casă, dă să mânce ce vrea, că trei săptămâni mai are și s-o dus, e gata. dă să mânce, nu, no, dă să mânce atunci. Dacă o zis doctorul că trebuie să mânce, dă să mânce că nu mai trește. Ăsta nu a zis, mor, mori. Cât mai Nu știu, dar foarte scurt. Nu, no, să vină lăutarii, să vină cântăreții, să vină nu știu cine, să plătim, că oricum mor. Nu, ăsta s-o apropia de Dumnezeu. Și când era pe tron, dar o știut să intervină înaintea lui Dumnezeu și când nu-l vedea nimeni. Nu știți care -i, ce e lucru interesant? Vă dau numai imaginea asta, ca să înțelegeți cum își bate joc diavolul de noi în ascuns. Să înțelegeți cum râde de om în ascuns. Știți ce face diavolul? Ați auzit povestirea aia cu pătura, că diavolul vine și aruncă o pătură pe tine și spune că nu te vede nimeni, după aia ia pătura de pe tine și bate toba. Am auzit asta din copilărie. Dar diavolul nu pune pătura. Știi ce pune? O folie transparentă. Știi cum e folia? Dacă pic o folie pe tine, o simți că ai ceva în spate. Ai ceva, da? Poți să ai o prelată, poți să ai o folie de, de solar, dar e transparentă. Tu simți că ai ceva pe tine, ești protejat, că dacă nu s-a aprins becul, că dacă nu m-a văzut nimeni în mașină, că dacă nu mi-a văzut nimeni privirea, că dacă nu mi-a văzut nimeni în zâmbetul, nu mă vede nimeni. Dar să știi ceva, ai numai o folie. Ei numai o folie că se vede tot. Dumnezeu vede și lacrima nascuns, dar Dumnezeu vede și păcatul înascuns, vede și depărtarea de el ascuns. De aceea, dragi tineri, care sunteți veniți din alte părți, la Timișoara, la facultate. Timișoara e un loc unde poți să crești spiritual în casa lui Dumnezeu. Și ziceți, toți amin. Îl cauți pe Dumnezeu și crești spiritual. Dar să știți, Timișoara, ca și Bucureștiu, ca și alte orașe, ca și oriunde pe pământ, e și un topogan în care poți să te duci în cap și să-ți ruinezi viața pentru totdeauna. Ezechia atinge cerul lui Dumnezeu. Primul lucru, cu credincioșia. Îmi doresc ca și nelim și nu numai nelim. acolo unde suntem, unde suntem așezați în fiecare zi, acolo să ne dovedim credincioșia înaintea lui Dumnezeu. Că unul zice de tine că nu ești credincioasă, că nu ești cum uh, două baticuri pe cap, unul legat în față și unul legat în spate. le părerile lor. Tu păstrează-ți credincioșia înaintea lui Dumnezeu. Tu păstrează-ți, îmbracă-te ca un om al lui Dumnezeu, ca o tânără iubită de Dumnezeu. Și în momentul acela nu mai contează ce zic oamenii. Mai contează că tu-ți tu dovedești în fiecare zi credincioșia înaintea lui Dumnezeu. Că Dumnezeu vede în și el răsplătește nascuns. slăvit să fie numele Domnului. Al doilea lucru, cu ce -o atins, cuvintele cu care au atins Ezechia cerului Dumnezeu. Al doilea lucru, el mai bine și mai spune ceva și în versetul 3, zice, Doamne, adu-ți aminte că am umblat înaintea feței tale cu credincioșie. Doi, cu curăție de inimă. Singurul care are ecograf și aparat de măsură a inimii este Dumnezeu. O zis, Doamne, Tu uită-te în inima mea că o să vezi... No, acum sunteți unii din voi și la cardiologie sau o să mergeți întrebați acolo pe profesor, domne, pot să găsim un ecograf din ăsta sau ceva, sistem din ăsta de coronografie sau cum să zice, da? E, oricum aveți denumiri din acestea foarte lungi, e, putem băga un aparat în inimă prin care să vedem dacă inima e credincioasă, dacă inima e curată, să poate așa ceva. Nu se poate nicio cameră de filmat. Poți să-i bagi 10 litri de substanță de contrast că nu o să-ți arate curăția inimii, nu o să-ți arate credincioșia inimii, dar aici cineva care cunoaște. Și ezechea a fost omul care s-a întors cu fața la perete și o zis, Doamne, Tu ai ecograful, Tu ai aparatul de mă să măsori inima, că ăla strigă că ești un prăpădit, că ești o prăpădită, că asta. O zis, Doamne, Tu mă cântărești. O zis, Doamne, Tu măsori inima. Tu știi că am umblat cu inima curată. Am umblat cu inima curată că ăla spune de tine, nu-i niciun bai. O mers un slujitor tânăr, am auzit și eu la vocea Evangheliei săptămâna trecută, când eram în mașină, poate ați auzit și voi, unii din voi lucrul acesta, Zice că, zicea că un slujitor mai tânăr o mers la, la păstor în vârstă și o zis, frate păstor, zice, am o problemă, ce? Zice, frații din biserică mă vorbesc de rău, mă bârfesc. Și s-a uitat păstorul în vârstă la el și a zis, știi sigur? Da, zice, uite frații, unii din ei mă... Dar nu e de vorba de Timișoara, să nu înțelegeți de greșit, dacă era vorba de vocea Evangheliei Timișoara. Zicea din alte părți. Și păstorul în vârstă, om înțelept, i zis așa, nu-i bai că te vorbesc de rău. Tu trebuie să te asiguri că ceea ce spun ei nu e adevărat. Și după aia lasă-i în pace. Nu-i problema asta. Nu-i problema că, nu știu, îi vreun om care nu-i vorbi de rău? mâna sus. Toți suntem, că de afară, că dinăuntru. Nu e asta o problemă. Dar noi știți ce trebuie să facem? Să ne asigurăm că inima e curată înaintea lui Dumnezeu. Că ceea ce se spune de tine, că ești nu știu cum, că tu ești un vai șamar, nu-i bai, oricum se zice, că așa li se pare lor, că ai mersul ăla de șmecheraj. Așa te-ai născut tu, nu că l-ai format la sala de fitness. Ne? Că sunt unii care s-au format la sala de fitness, zici că lebe de când pleacă de acolo, nu? Știți voi că vezi. Dar sunt unii care chiar așa s-au născut ei. Au me un mers așa ciudat. Și imediat noi dăm cu ca... Ăla e șmecher, ăla n-ai văzut cum merge. Mă, dar așa s-au născut, mă. Tu știi ceva? Nu-i bai că te vorbește, că zice că ești mecherașă. Tu asigură-te că nu e adevărat lucrul ăsta. Asigură-te că ai inima curată înaintea lui Dumnezeu. Uitați-vă că oamenii încearcă să-și dea cu părerea. Cât ți de curată inima, cât ești tu de curat sau de necurat. Dar să știți ceva, Dumnezeu cunoaște nascuns. Auziți ce spune cuvântul Domnului, e un pasaj la un moment dat în 1 Samuel, capitolul 17, cu versetul 28. David ajunge la câmpul de bătălie unde Goliat aruncat cuvinte de blamă la adresa poporului lui Dumnezeu și îl întâlnește fratisul, nu Goliat. Prima dată are de-a face cu fratisul, cu Eliab. Și să uită Eliab la el și spune așa, pentru ce te-ai pogorât tu și cui ai lăsat acele oi puține? Și zis acum, mă, ăsta o era la medicină, mă. Ăsta era la medicină. O zis, eu și făcut direct, eu băgat substanța de contract și o văzut de la depărtare. Știi cum au ăștia în America, acum am înțeles că au niște aparate ce scanează casa și îți spune exact câți dolari ai în casă. Când s-au făcut dolarii ăștia noi, acum cu un chip pe ei, ați văzut, care ați văzut, e un, 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 un chip pus pe ei și cu aparatul ăla scana și ei, știu câți bani sunt în casă. Așa au fost Eliab. Au pus scannerul pe el și au zis, e mândru. Zice, îți cunosc eu mândria și răutatea inimii. Auzi, îi spune la David, ăsta vine cu bagajele, cu brânză, cu lapte, pentru ei să mânce. Mâncă ăștia bine, să văd cu saci în căruță, după aceea li se pare că mari medici, că mari cardiologi și ei știu cum e inima lui David. Să știi ceva, sunt oameni care au zis de băieți, de exemplu, nimic nu se va alege de ăsta. Ăsta o să fie vai și de capul lui. Așa o să o și de mine, așa poate să o zici și de tine, așa o să o zici poate și de tine, domnișoară. Tu asigură-te că iubești pe Dumnezeu și inima ta e curată înaintea lui Dumnezeu. Și restul, Dumnezeu va investi în tine, că pe Dumnezeu nu îl împiedică. Ce zice Vasile? Că tu ești un vaișamar de ca... Tu asigură-te că nu ești vaișamar ci tu asigură-te că îl iubești pe Dumnezeu și că ai o relație puternică și frumoasă cu Dumnezeu. De aceea suntem chemați de Ezechia să facem ce o zis el. Sunt cu inima curată înaintea lui Dumnezeu. Te rog ceva, tânăr drag. Știu că suntem o generație curioasă. Știți că generația tânără e o generație curioasă? De aia diavolul momește cu păcatul, din cauza curiozității. Dar vă spun ceva, ascultați-mă, nu vă împovărați cu lucruri care Vă aduc mai mare povară. Le ai pe atale. tale. Vă dau un exemplu. Vezi că scrie lângă tine sau în spatele tău, în fața ta. Uite ce zâmbiți. Știți ce vreau să spun? Mă, nu te uita la el în telefon. Nu te uita să vezi ce... Lasă-l, mă, dar te împovărezi. Te împovărezi, mă, lasă-l să scrie, lasă-l să... Eram odată în biserică și... Eu am tot fel de schițe, pornite, unele sunt începute, unele mai am un punct sau altele sunt de jumătate de ani și. Dar în timp ce predică cineva, Dumnezeu, referitor la lucrul care îl predică, îmi descoperă altceva, exact ce îmi trebuie acolo. Și în, puțin mai întrebe, să vă dau un exemplu. Și într-o zi not, notam eu nu știu ce. Și simt dintr-o dată aceea în spatele meu, simt așa un, un gât am transpirat, le arcă ca și acum în spate. Băi, dar nu m-am așteptat, mă, băi, oameni, eu scriam în Biblie, scriam. Nu, ce să fac acum, ăsta ci aproape în spate, dar nu vă zic cine. Și, băi, ce să scriam, dar îi simțeam... Imediat am simțit, cu coada ochiului, știi că avem atenția distributivă, simt, îi aici, îi pe mine. Și dar n-am înțeles, dacă zicea, dă mă să văd ce scrie acolo, ce te notezi. Îi dădeam, ăsta. Și dintr-o dată fac așa. Știi ce au făcut? O sări și pe sus. Să uita pe sus. M-am gândit, băi, dar la ce să vezi? Îți sufrați oameni care vorbesc întotdeauna. Când doi vorbesc, întoarce capul în partea cealaltă. Uită-te în parte, nu te împovăra. La ce să-i duci poverile lui în spate. La ce să-i duci sarsanaua lui în spate? Îți trebuie așa ceva? Sau auzi eu mai făcut, ce eu scrie, doar ce scriam, ceva din Biblie, știi? Ați înțeles? Lasă-ți inima liberă, ești un tânăr, o tânără frumoasă, frumos, binecuvântat de Dumnezeu. Lasă-ți inima liberă, ai tu poverile tale, ai tu lucrurile tale de care vrei să scapi, nu le mai lua pe alu costel, lasă-i-le acolo învață, să i greu de făcut, că e generație curioasă. Ce au scris? Ce scria acolo? Lasă-mă, dar nu mă interesează. Totdeauna, când au vorbit și slujitori, și când au vorbit într-o parte, mi-am întors. Am întors în parte. De ce? Nu mă interesează. Nu vreau. Și la consilier, când vine cineva, frate, nu știu cum să zic. Zic cum vrei. Eu nu vreau să aflu nimic de la tine. Eu nu vreau să-ți iau bagajul tău, să-ți-l să-mi-l arunc mie în spate. Tu dacă vrei să spui ceva, spune. Eu te ascult, îți spun din partea lui Dumnezeu, în timp ce tu îmi vorbești, eu mă rog și sunt legătură cu Dumnezeu să văd ce răspuns să-ți dau, după aceea ne rugăm și după aceea mergi niște de acasă. Că sunt unii care le place, să smulgă geanta, să smulgă tel... Știți că sunt oameni, cunosc om, ascultați-mă, om care umbla după tineri și uite așa trecea pe lângă ei, le smulgea telefonul din mână să vadă ce mesaje au un telefon. Atunci nu era cu parole acum, cu amprentă digitală. Era din ăsta fără, știai că e 1, 2, 3, 4 steluță. Știi? Toată lumea avea, sau 4 de 0. Și ce făcea? Mergea și le smulgea telefonul. La toți, le, era o generație tânără, era terorizată de fete, băieți. Cum îi vedea pe câte unul, mergea prin spate, îi smulgea telefonul, era mai mare decât ei, le citea mesajele, intra în tot acolo. Știi ce s-a întâmplat? să s-au divorțat de el. Și au rămas animă noi, au rămas pe drumuri. La ce să te împovărezi? Să nu te mai poți ruga? Să-ți vină în minte ce ai văzut, ce ai auzit, ce ai ăsta? Lasă-ți inima liberă. Ca să poți atinge cerul lui Dumnezeu, e foarte important să-ți lași inima liberă. De ce a venit Solomon în Proverbe 4 cu 23 și a zis, păzește-ți inima mai mult decât, decât orice? Vine Ezechia cu al treilea lucru. Și îi spune lui Dumnezeu așa, adu-ți aminte că am umblat înaintea feței tale, 1. cu credincioșie, doi, cu inimă curată, cu curăție de inimă și am făcut ce este bine înaintea ta. Vine cu al treilea lucru și îi spune, Doamne, am făcut ce este bine înaintea ta. Se vede că nu a avut genă de român, că românul știi cum zice, făcui și eu ce am putut. Am făcut și eu ce am putut. Atât am putut, Doamne. Atât au mers, nu mai mers, am strâns, n-am putut mai mult. El știți ce zice? Am făcut ce este bine. Nu a zis, atâta am putut să fac. El a zis, am putut să fac bine. Și am făcut bine până la capăt. Dar a o zice, am făcut bine înaintea ta. Să știți, dragi tineri, că e foarte important ca binele care îl facem să nu îl facem pentru noi, că la numai e bine, ci să-l facem înaintea lui Dumnezeu. Și anume, dacă cânți o cântare, tu nu o să-ți crească ție ratingul, ci o cânți din prisma slujirii lui Dumnezeu, da? Trebuia să ziceți, stăți amin și tăte, da? Binele care îl faci cu o cântare, cu o poezie, cu o predică, cu un îndemn, nu îl faci ca să că nu, ce o zis de mine? Cum ți s-a părut? Am, am mers? Nu, o zis, eu am umblat cu binele ăsta în favoarea ta, Doamne, în favoarea poporului tău. Ezechia nu a încercat cu palatul, cu scaunul pe care era, să-și ridice lui vizualizarea, să-și ridice lui uh, uh, impactul. Nu, el o zis, Doamne, eu am umblat cu credincioșie înaintea ta. Ascultați-mă, vreau să vă zic ceva. Cântările care le cântăm, lucrurile care le facem aici, rugăciunile, trebuie să aducă slavă lui Dumnezeu. Trebuie să aducă onoare lui Dumnezeu. Ca să atingi cerul lui Dumnezeu, trebuie binele care îl faci să-l faci pentru lucrarea lui Dumnezeu. Trebuie să-l faci pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și vă spun ceva. Să vă zic, vă zic. Uitați-vă că avem și noi anumite persoane aici care cântă. Și cântă cu stările care le au. Noi nu ieșim, dacă ieșiți șase în față, noi nu ieșim aici ca să avem șase vedete, să le avem pe noastre, să-i avem pe-ai noștri. Uitați-vă, cinci, da, doar nu-i de voi în seara, de aia pot să spun că nu-i vorba de voi. Da, Dacă-i vorba și de voi, Domnul să vă ajute să înțelegeți. Ș șase din, cântă șase, da? Cinci îți liniștite. Cântă spre slava lui Dumnezeu. Nu vor să iasă în evidență, nu vor să fie văzute, nu vor să fie remarcate, vor să-l slujească pe Dumnezeu. Și vezi dintr-o dată pe una. Dar pentru ce dai din cap? Ascultați-mă. Pentru ce dai din cap? N-avem nevoie ca tu să ne dai din cap. N-avem nevoie de. Aveți nevoie de așa ceva? Eu vă spun ce discut cu băieții. Tăți, aproape toți la aia se uită. De ce? Că ea are duhul, să nu zic de care, de remarcare. Dorește să fie remarcată. Dorește să fie văzută. Dorește să le bage pe toate în umbră. Și binele să-i revină ei. Ia să fie remarcată. Ia să fie. Păi ele care dau din cap, ele cântă pe mii de euro. Ați înțeles? Care... Avem și noi prin biserici. Avem și noi. Nu ne trebuie așa ceva. Nu ne trebuie cântarea să atingă cerul lui Dumnezeu. Noi nu venim să ieșim noi în evidență. Noi nu venim noi să fim remarcați. Noi venim să fie văzută slava lui Dumnezeu. Noi venim să ne rugăm și când ne rugăm, Dumnezeu să ne asculte. Dumnezeu să ne răspundă. Că degeaba cântăm opt cântări și tu nu te-ai rugat lui Dumnezeu nimic, te-ai uitat numai la aia. Că și ieșit în evidență, te-o atras, s-o plăcut, ești de ea vrea să fie remarcat. E o conexiune la nivelul duhurilor. Să știi ceva, și oamenii lui Dumnezeu au conexiune la nivelul duhurilor, dar și care-i în partea altă? E tot conexiune la, la nivelul duhurilor. Și poate o să mai vorbim în tabără de anumite conexiuni și de anumite legături. Ezechia vine și îi spune lui Dumnezeu, zice, Doamne, adu-ți aminte că am făcut ce este bine înaintea ta. Ezechia vine și spune, tot ce am făcut bine au fost pentru tine, Doamne putem să spunem în seara asta, Doamne, tot ce cântăm îi spre slava Ta, Doamne. Tot ce ne închinăm înaintea Ta aceea, noi spunem că ne închinăm înaintea Ta. Dar nu cumva ai oprit ceva și pentru tine? Nu cumva îți alegi locul, aci, nu știu cum vă organizați. Eu zic la modul general și poate n-ar fi rău și cred că o să fie posibil lucrul ăsta. Să mai avem o întâlnire și cu cântăreții, să mai discutăm anumite cu cântărețele, pentru că să știți, noi transmitem live, știți de ce? Ca să ne vadă bătrânii, frații de acasă care nu pot veni la casa lui Dumnezeu. Dar noi vrem ce se vede pe live acolo la, la frații noștri de acasă. Știți ce se vede? Să se vadă că aici sunt tineri care ating cerul lui Dumnezeu. Noi nu venim nici să ne mai muțărim, noi nu venim nici să ne scoatem în evidență. Noi nu venim cum zice fratele păstor să ne dăm cu busuio cu așa la unul. Vai ce frumos ai cântat Aline, ce tare ești, suntem ce. Nu, noi nu venim pe lucrurile acestea. Noi venim cu un gând ca să umblăm înaintea lui Dumnezeu cu curăție de inimă și să facem ce este bine înaintea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu răsplătește binele care îl aducem înaintea lui Dumnezeu, slăvit să fie în numele Domnului. De aceea e foarte important, dragi tineri, să avem grijă la atitudinea care o avem la închinare. Pentru că după aceea vine vremea când avem nevoie de rugăciune, avem nevoie să intervenim înaintea lui Dumnezeu. Și zice eu, nici nu ne ascultă Dumnezeu rugă, nici nu ne bagă în seamă. De ce? Pentru că ajungem să luăm slava lui Dumnezeu asupra noastră. Ezechia atâta de tare s-a smerit, atâta de tare s-a zdrobit, că o zice, Doamne, am umblat bine pentru tine. Am umblat bine pentru tine. Lucrarea de tineret o facem nu să-mi fie mie bine, nu să-i fie la alin, nu să ne, să, să ne scoatem în evidență, ci lucrarea de tineret o facem luni seara. De ce? Ca să fie proslăvit numele lui Dumnezeu și tinerii să fie mângăiați, să fie ridicați, să fie restaurați de Dumnezeu, pentru că restaurarea ți-o dă Dumnezeu, nu slujitorul la care îi spui, ci Dumnezeu, El nu te ascultă, se roagă pentru tine, dar cel ce răspunde, cel ce i-o trimis răspuns lui, lui Ezechia, nu a fost Isaia, ci a fost Dumnezeu, slăvit să fie în numele Domnului. Te că Dumnezeu ia pe unul care știe să trăiască în ascultare, să trăiască smerite înaintea lui Dumnezeu și îl ia, investește în el, Poate e altul mai cu vocație. Dar uite, ia Dumnezeu un amărât, ia Dumnezeu pe cineva de jos, cu o familie ruinată, cu o familie dezbinată și Dumnezeu îi dă un viitor binecuvântat. Vă aduceți aminte ce spunea Maria, mama Domnului, în Evanghelia după Luca, de la capitolul 1, la versetul 46 la 48, vine femeia aceasta, după ce îngerul îi spune promisiunea lui Dumnezeu. La versetul 46, acolo în Luca, la capitolul 1, spune așa și Maria a zis, sufletul meu, uitați-vă ce stare eu avut, sufletul meu mărește pe Domnul și mi se bucură Duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu, pentru că a privit spre starea smerită a roabei sale, căci iată că de acum încolo toate neamurile îmi vor zice fericită. De ce o privit Dumnezeu spre femeia aceasta, spre tânăra aceasta? Știți de ce? pentru că știu să mărească numele Domnului dintr-o stare smerită. Ea nu a zis, am prins eu microfonul, ce bucuros că m au pus și pe mine să, să, intru la prima strofă. Nu, ea au privit spre Dumnezeu cu o stare smerită. Rugăciunea care atinge cerul întotdeauna vine dintr-o stare smerită. Știți ce a fost problema și o să mă apropii de încheiere? Știți ce a fost problema la, la Ezechia? O avut o singură probleme. O singură problemă au avut cuvinte care au atins cerul, dar au avut la un moment dat cuvinte care au atins la, la un moment dat cerul lui Dumnezeu, dar nu s-au mai întors răspuns de binecuvântare, ci s-au întors cuvânt de pedeapsă. Dacă s-ar fi oprit toată istoria lui Ezechia aceea, că s au rugat, o plâns și Dumnezeu l-a ascultat. Aici era extraordinar pentru Ezechia și pentru noi. Dar știi ce spune? Că după ce Dumnezeu i-a zis, te vindec, și după trei zile. M-am gândit, de ce o zis după trei zile te sui la casa Domnului? Știi de ce? l o lăsat să se odihnească. O zis, ai fost bolnav, Dumnezeu înțelege când ești bolnav și nu poți să te ridici din pat, te înțelege. Dar nu te înțelege când e dor tot, e ziua te doare, numai când e adunare te doare. Asta nu înțelege Dumnezeu. Eu zic Dumnezeu, trei zile rămâi acasă, te odihnești și după trei zile te, te vei sui la casa Domnului. Vin oamenii că aud de departe minunea lui Dumnezeu. Și uitați-vă ce repede se schimbă omul. Uitați-vă ce repede uită peretele. Uitați-vă ce repede uită umflătura. Vin oamenii din Babilon, trimiși împăratului și îi spun, arată-ne și nouă ceva. Și arată tot, arată toate lucrurile de valoare, arată toată visteria, arată tot ce era de preț în casă. Și din nou, ceea ce a vorbit el cu oamenii din Babilon atinge cerul lui Dumnezeu. Din nou Dumnezeu începe să vorbească și îl trimite iarăși pe același om care l-a trimis spre vindecare, pe același om îl trimite din nou în casa lui, lui, Ezechie, îl trimite pe Isaia. Și vine Isaia și îi spune, cine a venit la tine? Am avut niște musafiri, am văzut niște BMW-uri cu numele de Italia la tine acasă. Ce eți? Din Babilon. Zice, au venit frații din Babilon. Și ce ai, ce ați discutat? Că nu mai ai chemat. Nu mai ai chemat, n-ai făcut masă de dragoste. Ce ai vorbit cu ei? Zice, le-am vorbit, le-am arătat tot. Ce le-ai arătat? Pentru că să știți ce-i problema. Nu-i problema că arăți. Problema îi că trebuie să știi ce să arăți. Ce trebuie arătat Domnului, lasă Domnului. Dar arată oamenilor minunea care a făcut-o Dumnezeu. El o arăta luxul, o arătat opulența, o arătat câte chile de aur, câte cât, cât investiții a făcut el, o arăta tot. Știți ce o uitat să arate? Cine l-a vindecat? Uitați să-i ducă pe ăștia la perete și să zică, uite aici cum s-a umflat rigipsul, uite aici cum s-a umflat lavabilul. Deci și am dat cu lavabil bun, s-a umflat, că aici am țâșneau lacrimile. Într-un verset, atâtea lacrimi ori țâșnit pe perete, că s o umflat peretele, s-a umflat ogletul. Aici am plâns când am fost pe moarte. Aurul nu mai are nicio însemnătate. Aurul pentru mine nu mai are nicio valoare. Nu au venit Ezechia să le zică, uite, vreau să vă arăt buba, am fost la Oncohelp și au zis 3 săptămâni să mănânc bine, să dorm, să fac ce vreau, să mă duc unde vreau, că nu mai scapă. Uite aici, buba, aici e locul. Aici e locul unde a fost umflătură, aici Dumnezeu o trimis să mi se pun o turtă de smochine pe, pe umflătură. Aici Dumnezeu o interveni, nu mă mai doare nimic, îi numai un pic pielea diferită decât asta, îi semn ce a făcut Dumnezeu. El nimic de Dumnezeu nu spune. Le arată numai locurile, le arată investițiile lui, le arată bogăția, le arată S-clase, le arată m ul pachet AMG, le arată tot. Tot ce-o fost de finanțe să impresioneze. Dar vă spun ceva, dragi tineri, știți cu ce putem impresiona cel mai tare? Atunci când arătăm oamenilor că noi stăm lângă Dumnezeu, atunci ai cea mai mare impresie și cea mai, cea mai puternică lucrare care o putem arăta în generația noastră. Să arătăm când toți sunt cu țigarea în gură, când toți sunt numără dolari, când toți îți cu volan pe dreapta și cu geamul deschis și cu mâna pe volan. Noi venim la casa lui Dumnezeu, noi îl iubim pe Dumnezeu. Cu asta vei impresionat întotdeauna, că vor veni și te vor întreba cum mă tu nu fumezi, că ești cu noi toată ziua, cum de nu fumezi, cum de nu te droghezi, cum de nu faci lucrurile astea, cum de nu faci așa ceva. Dacă vrei să impresionezi pe cineva, arată-i ce a făcut Dumnezeu pentru tine, arată-i de unde te-a scos Dumnezeu, arată-i ce a investit Dumnezeu în tine. Știți de ce s-a folosit turta aceea de smochine? m am gândit că acum poți să iei sută de turte de smochine și să tăt le pui pe toate bubele și pe toate umflăturile. Că nu se va desumfla niciuna, nu se va vindeca niciuna. Știți ce reprezintă turta de smochine? Știți? Știți de ce o trebuie să o lase să pună acolo? Ca să arate ezechia ascultare înaintea lui Dumnezeu. Nu o înțeles. Că turta nu are rol medical, dar ascultarea de Dumnezeu are rol medical, are rol vindecător, ascultarea de Dumnezeu are rol eliberator. El 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 Dumnezeu, prin ascultarea care i-o oferim, Dumnezeu ne va binecuvânta. O lăsați să se pună turta acolo. Știți ce reprezintă în generația noastră turta aceea? Știți ce? Îl reprezintă pe Isus Hristos. La orice boală, la orice suferință, că e suferință trupească. E suferință sufletească, că e un păcat, văzut sau nevăzut. Dacă vrei vindecare, dacă vrei eliberare, e o singură turtă. Nu o zis, faceți trei turte și puneți una din ele, o zis, e o singură turtă. Pentru starea ta, e o singură turtă. Și turta aceasta se numește Isus Hristos. Când o zis, aruncați făină. În oală să fie vindecată mâncarea aceea, să, să nu mai fie nimic de moarte. În oală, știți ce reprezenta făina aceea? Tot pe Isus Hristos. Când o zi luați un vas plin cu sare și puneți-l la izvorul apelor, ca apele să se, să se vindece și să nu mai fie sterpiciune în, în ape, știți ce însemna sarea aceea? Îl, îl arăta pe Isus Hristos. În seara aceasta, vreau să-ți spun ceva. Dacă vrei ca rugăciunea ta, ca ceea ce ai scos pe gură, să atingă cerul lui Dumnezeu. Umblă cu credincioșie înaintea lui Dumnezeu. Păstrează-ți inima curată și fă binele pentru numele lui Dumnezeu, că Dumnezeu va face binele pentru tine. Dacă tu știi să faci bine pentru Dumnezeu, pentru lucrarea lui Dumnezeu, va, va veni vremea când Dumnezeu este Cel care va face binele pentru tine și pentru viața ta. Ezechia au avut cuvinte care au atins cerul, care au mișcat cerul lui Dumnezeu. Știți ce e tragic? Că au uitat o mișcat odată cerul lui Dumnezeu, prin ascultare. Știți că în generația noastră, și v-am spus la început că o să vă zic ceva acum la final, la, în generația noastră, știți că sunt oameni și au fost oameni, cunosc oameni în vârstă, care au fost oameni de tipul lui Ezechia, care au știut prin rugăciunea lor să atingă cerul lui Dumnezeu. Știți ce e problema? Nu că nu au -or atins, au atins cerul lui Dumnezeu, au atins cerul lui Dumnezeu. Dar știți ce a fost baiul? că istoria lui Ezechia a fost și istoria lor. Ori atins cerul și după aceea a uitat că Dumnezeu a făcut minunea. Ei nu m s-au rugat, dar Dumnezeu a făcut minunea. Știți ce au făcut? Exact ca și Ezechia. Ori început să-și încoarde mușchi. N-ați văzut pe YouTube? Oameni prin care poate Dumnezeu a lucrat odată. Oameni prin care Dumnezeu a făcut minune odată o eliberat pe un om de un duc necurat, o eliberat pe cineva de, de, de un păcat, l-o iertat prin rugăciunea lui, o atins cerul lui Dumnezeu, o dat vindecare prin rugăciunea lui. Dar știi ce a făcut? După aia și-o încordat mușche. O arătat. Fratele îi cu dar de vindecare. Fratele îi cu dar de vindecare. O zis Isaia, eu nu-s cu dar de vindecare. Eu nu mă proroc. Eu prorocesc și am din partea lui Dumnezeu. Dar zice, eu nu-s cu dar de vindecare. Știi când îl împiedicăm pe Dumnezeu. De ce în generația aceasta? Uitați-vă, parcă Dumnezeu a investit puțin în domeniul acesta, a vindecărilor. De ce parcă în generația tânără sunt oameni tineri puțini care, în care a investit Dumnezeu lucrul acesta? Știți de ce? Că nu putem duce investiția lui Dumnezeu. Ca și Ezechia. Ne dăm cu unul, cu altul, eu am fost, eu fac, știi cum să roagă, hai cu mine să te duc, să vezi cum, când intru eu în biserică, cum, a, când intru eu în cercul ăla de rugăciune, cum să uită toți la mine, eu mă rog, eu n-am nicio... Uitați-vă că am luat noi darul lui Dumnezeu pe spatele nostru.